Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragii mei! De data aceasta am pregătit pentru voi analiza astrologică a anului 2023 pentru Zodia Capricorn. Această analiză va fi cea mai precisă pentru cei care aveți ascendentul în acest semn zodiacal, dar dacă nu vă cunoașteți ora exactă a nașterii și nu aveți cum să vă calculați ascendentul, puteți să ascultați interpretarea și pentru zodia voastră, dar rețineți că e posibil să nu rezonați 100% cu mesajele respective. Dacă reușiți să aflați ora nașterii, vă las în colțul din dreapta sus un link către un video în care vă explic pas cu pas cum puteți să vă calculați ascendentul 100% gratis și foarte ușor în doar câteva minute. Înainte să începem, vă recomand să aveți la îndemână un pix și o foaie ca să vă luați notițe, pentru că vă voi da perioade și zile exacte la care să fiți atenți. Tranzitele astrologice pe care le vom analiza sunt următoarele. În primul rând, perioadele de Mercur retrograd, 4 la număr în acest an, 3 pe semne de pământ și ultimul la finalul anului, care face schimbarea din Mercur retrograd pe semne de pământ în Mercur retrograd pe semne de foc. Pe urmă ne vom uita la perioada pe care Venus o să petreacă în Leu, o perioadă mai extinsă pentru că planeta va și retrograda în acest semn zodiacal în vară. Ne vom uita și la ce se întâmplă cu planeta Marte, care deja din 2022 petrece foarte mult timp în Gemeni. La începutul anului își încheie retrogradarea în acest semn zodiacal, dar mai stă acolo încă 3 luni. Ne uităm și la intrarea lui Saturn în Pești, unde va rămâne vreo 2 ani și jumătate, aproape 3 ani. Ne vom uita și la cele 2 luni și jumătate pe care Pluto le va petrece foarte scurt în Vărsător, ca să ne dăm seama la ce ne putem aștepta în următorii 20 de ani după ce Pluto o să intre pe de-a întreg în acest semn zodiacal. Ne vom uita și la Jupiter, care petrece prima jumătate a anului în Berbec și a doua jumătate a anului în Taur. Și, bineînțeles, la schimbarea nodurilor lunare care părăsesc axa Taur-Scorpion și vor intra pe axa Berbec-Balanță. Și, în ultimul rând, vom analiza, pe scurt, cele 4 eclipse din acest an. Acum aș vrea să vă explic pe scurt cum e structurat materialul pe care o să vi-l prezint, ca să înțelegeți mai bine cum vă puteți folosi în favoarea voastră de informațiile pe care urmează să vi le dau. Pentru fiecare tranzit astrologic major veți vedea un grafic ca cel din imagine. Cum ne folosim de aceste informații? Păi, în primul rând, perioada din momentul în care planeta respectivă intră în zodie până când ajunge la punctul în care ulterior va retrograda este perioada în care începe să se contureze energia cu care ne vom confrunta în retrogradare. Aici trebuie doar să fim atenți, să vedem ce teme se conturează pentru noi, ca să începem să ne pregătim pentru ce urmează. Următorul interval este cel în care planeta parcurge în mișcare directă zona pe care ulterior va retrograda. Aici este important să fim atenți, pentru că putem identifica lucruri, persoane, situații asupra cărora vom putea reveni în perioada de retrogradare. Și, dacă suntem pregătiți, putem întoarce o situație nefavorabilă în favoarea noastră. Iar dacă suntem vigilenți de la început, ne putem pregăti activ pentru ce urmează, pentru ce vrem să facem în perioada de retrogradare. Bineînțeles, perioada de retrogradare este cea mai critică, aici e posibil să apară probleme, obstacole, întârzieri, dar și potențialul de a acționa sub umbrela verbelor care încep cu re. Renegociere, reconectare, rediscutare, rescriere, replanificare, reproiectare, revizuire, restructurare, revenire, recuperare și așa mai departe. Dar mare atenție! În acest interval nu e recomandat să începem lucruri, proiecte sau relații noi. Nu e recomandat să cumpărăm electronice, electrocasnice și autovehicule. Nu e recomandat să semnăm contracte, cu o singură excepție. Excepția este acele lucruri care au fost începute înainte de retrogradare, înainte de intervalul galben, și care acum sunt rediscutate, renegociate, readuse în prim plan. În acest caz e ok,
deoarece lucrăm cu energia planetară, nu împotriva ei. În acest interval, planeta percurge pentru a treia și ultima oară, în acest ciclu, zona de retrogradare, și de data aceasta e momentul să integrăm lecțiile învățate până acum. Iar dacă au rămas puncte deschise, să încercăm pe cât posibil să le clarificăm, să le încheiem. E posibil să vedeți că unele din lucrurile la care v-ați fi așteptat să se finalizeze în perioada de retrogradare se finalizează de-abia acum. Ei, acolo probabil era o lecție pe care voi trebuia să o învățați. A răbdării, a meticulozității sau cine știe ce altă lecție. Și cu suficientă introspecție puteți să integrați această lecție acum în acest interval, în această perioadă. Aici energia începe să scadă în intensitate, dar pentru cei care au ascendentul sau soarele în ultimele grade ale zodiei, e posibil ca de-abia în această perioadă să se finalizeze și să se integreze pe de-a întregul lecțiile. Asta depinde foarte mult de harta natală a fiecăruia dintre voi și, per total, v-aș recomanda așa. Dacă sunteți născuți în primele 10 zile ale zodiei respective, undeva, să zicem, între 21 și 1, da? Pe ultimele 10 zile din lună, indiferent de luna în care sunteți născuți, hai să o luăm așa, atunci e posibil ca pentru voi prima perioadă să fie cea mai intensă, din momentul în care planeta intră în zodie până când își începe retrogradarea. Dacă sunteți născuți pe la mijlocul zodiei, primele 10 zile din lună, să spunem așa, atunci pentru voi posibil chiar perioada de retrogradare să fie cea mai importantă. Dacă în schimb sunteți născuți la finalul zodiei, adică pe la mijlocul lunii, din 10 până în 20 ale lunii, atunci o să vedeți, o să rezonați mai mult cu interpretările pe care o să vi le dau în ultima perioadă, pe final de retrogradare și când planeta se pregătește să părăsească zodia respectivă. Da, asta depinde, clar depinde foarte mult pentru fiecare dintre voi, depinde și cum sunt plasate celelalte planete, da, de toate aspectele care se fac. Deocamdată vorbim în termen general și cam astea sunt aspectele la care ar trebui să fiți atenți. Ok, acestea sunt datele pe care vi le voi furniza pentru fiecare planetă în parte. Acum, dacă aveți pixul și foaia la îndemână, hai să începem. Anul începe cu un Mercur retrograd în zodia voastră. Mercur a intrat în Capricorn pe 7 decembrie 2022 și va sta aici până pe 11 februarie, fiind în mișcare aparent retrogradă de la 29 decembrie până pe 18 ianuarie. Mare atenție că în această perioadă se conturează riscul de a fi înțeleși greșit. Gândiți înainte de a vorbi. Faceți-vă un plan înainte să deschideți gura. Faceți-vă un plan înainte să scrieți un mail. Faceți-vă un plan înainte să comunicați. Pentru că aici apare foarte, foarte puternic acest risc de probleme în comunicare și oamenii efectiv să vă înțeleagă greșit. Voi să aveți impresia că s-a transmis toată informația clar, dar de fapt acolo să fie probleme. Și ca să puteți să navigați acest tranzit mai bine, uitați-vă la temele care au rămas deschise, la subiectele care nu s-au rezolvat între 12 și 29 decembrie, că acelea vor fi cele mai sensibile care revin în actualitate în perioada de retrogradare. A doua perioadă de Mercur retrograd are loc în zodia Taur. Mercur este în această zodie din 3 aprilie până pe 11 iunie, fiind în mișcare aparent retrogradă din 21 aprilie până în 15 mai. Ei, în această perioadă, atenție, dragii mei Capricorn, că e posibil să revină în viața voastră, să vă caute iubiți sau iubite din trecut. Iar dacă aveți copii, revin în actualitate aceleași discuții, obstacole și probleme pe care le-ați mai avut cu copiii în trecut. Fiți foarte atenți la discuțiile avute în perioada 7-21 aprilie, că acolo se conturează temele cele mai posibile să revină în actualitate în perioada de retrogradare a lui Mercur. A treia perioadă de retrogradare are loc în zodia Fecioarei. Mercur este în acest semn zodiacal din 23 iulie până în 5 octombrie, fiind în mișcare aparent retrogradă între 23 august și 15 septembrie. Ei, aceasta este perioada ideală să regândiți, rescrieți sau să revizuiți pentru un examen, pentru o diplomă, pentru o licență. De asemenea, în această perioadă e indicat să aveți mare, mare grijă la acte și documente necesare pentru călătorii,
mai ales dacă vreți să călătoriți în străinătate. Atenție, vigilență maximă, să nu pierdeți ceva acte, să nu uitați ceva documente importante. Ultima perioadă de retrogradare a lui Mercur în acest an vă afectează din nou pe zodia voastră, dar de data aceasta avem de-a face cu un Mercur retrograd un pic mai interesant, în sensul că în mijlocul perioadei de retrogradare părăsește zodia voastră și intră în Săgetător. De aceea ne uităm aici la o perioadă de influență un pic mai mare. Ne uităm la tot ce se întâmplă de la 10 noiembrie 2023 până la 5 februarie 2024. Chiar dacă intervalul efectiv de retrogradare este între 13 decembrie și 2 ianuarie, toată perioada ne interesează ca să putem să ne pregătim pentru această retrogradare hibridă interesantă. Când Mercur e retrograd între aceste două zodii, puteți să vă așteptați la lipsă de somn, oboseală cronică sau chiar probleme de sănătate care să vă pună niște impedimente. Dar, atenție, în egală măsură e posibil să găsiți sursa unei probleme de sănătate și implicit soluția pentru acea problemă de sănătate. Așa că vigilență maximă între 25 noiembrie și 13 decembrie la tot ce scârție în corpul vostru fizic, pentru că acele probleme s-ar putea exacerba în perioada de retrogradare și vă vor obliga să faceți analize, să mergeți la un medic, să revizitați acea temă astfel încât să îi găsiți soluția. Înainte să mergem mai departe, am să vă rog să apăsați pe butonul de like dacă vă place această analiză. E cel mai ușor mod de a-mi susține activitatea, iar eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru asta. Hai să vorbim acum despre planeta Venus, care ne guvernează banii, dragostea, relațiile, tot ce e frumos, tot ce ne face plăcere. Venus anul acesta va petrece o perioadă extinsă în Leu, din 5 iunie până în 9 octombrie. Aici, în Leu, Venus va și merge în mișcare retrogradă timp de 40 de zile, din 23 iulie până în 4 septembrie. Acum, toată perioada în care Venus se află în Leu, pentru voi e o perioadă pozitivă în tot ce ține de intimitate, de finanțele de cuplu, în tot ce ține de credite, impozite, moșteniri, succesiuni, testamente și așa mai departe. Dar mare atenție la perioada de retrogradare, că acolo e posibil, între 23 iulie și 4 septembrie, să vă reconectați cu parteneri de afaceri din trecut, să revină niște ocazii de investiții din trecut sau niște oportunități financiare din trecut. Și când vorbesc la trecut, mă refer mai ales la vara anului 2015. Acum, poate că acești parteneri sau ocazii sau oportunități reapar fizic, sau poate că vă gândiți la partenerii de afaceri, ocaziile și investițiile financiare pe care le-ați făcut în vara anului 2015 și acum cumva faceți o retrospectivă și vă dați seama dacă ați făcut bine sau nu, sau vă gândiți cum ați face lucrurile diferit dacă ar mai apărea o ocazie similară din nou în viața voastră. Marte, planeta care ne face impulsiv, predispuși la accidente, dar și dornici să depunem efort într-un anumit domeniu de viață ca să ne atingem țelurile, se află în Gemeni și aici deja de multă vreme, din august 2022, va sta până la final de martie 2023. În total, 7 luni de Marte în Gemeni, de 3 ori mai mult față de perioada normală pe care această planetă o petrece într-un semn zodiacal. Acum, ce vreau să vă spun aici cu Marte în Gemeni este că primele 3 luni ale anului sunt un moment în care continuă riscul de accidente la locul de muncă sau în sala de sport, așa că fiți atenți, fiți vigilenți, protejați-vă. Asta e tot ce pot să vă spun despre acest tranzit astrologic. Și dacă ați avut deja accidente la locul de muncă sau dacă ați avut deja accidente în sala de sport, mai ales undeva între 30 octombrie, 12 ianuarie, dar poate chiar și înainte de aia, poate chiar din 4 septembrie, acum e momentul în care trebuie să integrați aceste lecții și să vă asigurați că nu o să mai repetați aceleași greșeli și în viitor. Și am ajuns la planeta care vă guvernează pe voi, la Saturn, profesorul zodiacului, lordul karmei, planeta care ne aduce limitări, obstacole, dar ne și impune reguli și ne ajută să redresăm situația dacă nu suntem pe direcția corectă. Ei, această planetă la 7 martie pleacă din Vărsător și va intra în Pești. Acum, plecarea lui Saturn din Vărsător deblochează pentru voi sectorul financiar. Dacă în ultimii 2-3 ani a fost tot amânată o promovare, o mărire de salar,
Ei, uită că după 7 martie toate aceste lucruri se deblochează și e posibil să revină aceste teme, aceste subiecte și acum puteți să profitați la maxim de ele. Dar, atenție, că ieșirea lui Saturn din Vărsător înseamnă și intrarea lui Saturn în Pești, unde pentru voi aduce probleme, întârzieri sau obstacole în comunicare. Dar e și un moment bun pentru a solidifica informațiile pe care le-ați acumulat deja în plan mental. Pentru că voi știți multe, dar când încercați să comunicați, aruncați ideile haotic și lumea nu vă înțelege. Practic, pentru următorii 2-3 ani, lecția lui Saturn pentru voi este cea a structurii narrative. Învățați cum să vorbiți, învățați cum să vă structurați gândurile și ideile astfel încât să comunicați mai eficient. Asta vrea Saturn de la voi. Și de asemenea, Saturn mai vrea în următorii 2-3 ani să vă vadă că luați în serios călătoriile, orice călătorie faceți, că e scurtă sau lungă, nu contează, și că vă pregătiți foarte serios, da? Aveți grijă de mașina voastră, de bicicletă, de motocicletă, de scooter, indiferent ce aveți. E foarte important să depuneți mai mult efort în mentenanța acestor vehicule, pentru că altfel riscați să aveți probleme și când vă e lumea mai dragă și vreți să plecați de acasă, nu vi se pornește mașina că nu știu ce ați uitat să faceți și ați rămas fără baterie sau mai știu eu ce. Deci mare grijă aici la mentenanța mijloacelor de transport în general. Și că tot vorbeam de Saturn care pleacă din Vărsător, ok, o planetă pleacă și alta intră, pentru că vine aici Pluto, planeta transformărilor, planeta puterii, planeta care ne poate da influență și forță, care intră în Vărsător la 23 martie, va sta aici foarte puțin, doar câteva luni, până pe 11 iunie, dar în acest moment aveți ocazia să vedeți în avanpremieră cum se vor transforma finanțele voastre în următorii 20 de ani. Cine manipulează pe cine? Cine deține cu adevărat controlul? Dacă vreți măriri de salar, cine e persoana care are ultimul cuvânt de spus? Dacă vreți să vă creșteți afacerea, cu cine ar trebui să vă înțelegeți bine astfel încât să vă iasă treaba pe termen lung? Ei, uită că aveți aici câteva luni în 2023, din martie până în iunie, în care puteți să găsiți răspunsurile la aceste întrebări. Și dacă sunteți vigilenți și atenți, pe urmă puteți cu aceste informații, din iunie până în ianuarie 2024, să vă faceți un plan de acțiune astfel încât Pluto să lucreze pentru voi și voi să fiți cei care în următorii 20 de ani acumulați mai mulți bani, mai multă putere, mai multă influență și să vă asigurați că nu o să fiți supuși cumva influenței și puterii altor oameni. Și am ajuns la Jupiter, marele benefic, planeta expansiunii și a creșterii, care anul acesta are un parcurs interesant. Dar înainte să elaborăm acest subiect, nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube, apăsând butonul abonare, e complet gratis, nu vă costă nimic. În schimb, vă garantează că aveți acces la toate analizele astrologice și de tarot pe care le pregătesc pentru voi în mod regulat. Revenind la Jupiter, ziceam că are un parcurs interesant, în sensul că se corelează foarte strâns cu ce face nodul nord, punctul destinului, capul dragonului, Rahu. Dacă acest punct va fi în Taur în prima jumătate a anului și în Berbec în a doua jumătate a anului, Jupiter e fix pe dos, în Berbec până la 16 mai și în Taur restul anului. E o oglindire interesantă, care mie îmi dă speranțe că tranzitele karmice ale nodurilor lunare vor fi mai benefice sub această influență. Dar revenind la Jupiter, ziceam că până pe 16 mai se află în Berbec, în mișcare directă, toată perioada. Și pentru voi aici se semnalează o perioadă de creștere, expansiune și dezvoltare în viața voastră privată. E un moment foarte bun să cumpărați o casă, un teren, un imobil sau să reparați relația cu părinții, cu bunicii, mai ales cu femeile din viața voastră. De asemenea, dacă vă doriți acest lucru, e o perioadă benefică pentru a începe o familie. După 16 mai, Jupiter în Taur aduce o perioadă de creștere, expansiune și dezvoltare în dragoste.
Sunteți captivanți, magnetici, veseli, optimiști. Atrageți situații norocoase în viața voastră și persoane norocoase în viața voastră, da? Mare atenție! De asemenea, vedem încă o perioadă foarte bună dacă vreți să aveți copii și, de ce nu, dacă vreți să începeți un hobby nou. Poate chiar să transformați un hobby într-o activitate din care vă și ies ceva bănuți. Gândiți-vă la asta, mai ales că aveți și aici perioada aceasta de retrogradare a lui Jupiter între 4 septembrie și 31 decembrie, în care toate oportunitățile ratate între 11 iunie și 4 septembrie revin în actualitate și puteți să reveniți asupra lor, să reparați, să reluați, să refaceți ceva ca să obțineți ceea ce vă doriți. Hai să vedem ce fac nodurile lunare în acest an. Păi, până la 12 iulie, nodurile lunare stau pe axa Taur-Scorpion. Și pentru voi aici, practic, se finalizează în prima jumătate a anului eclipsele pe axa prieteniei, dragoste, copii și creativitate. Cum se finalizează aceste capitole în viața voastră? Păi, cu două eclipse de lună. Prima este în Scorpion, la 5 mai, una cu eliberare emoțională, dar câștiguri fizice, dar atenție că aici cumva obții ceea ce vrei, dar nu te simți 100% împlinit. Și este un moment în care e posibil să se finalizeze niște prietenii karmice, să renunțați poate la niște persoane care nu mai sunt pe aceeași lungime de undă cu voi. A doua eclipsă are loc în Taur, pe 28 octombrie, un moment cu eliberare fizică sau pierderi materiale, poate chiar cu decizia conștientă de a renunța la anumite lucruri, situații sau persoane din viața voastră ca să aveți mai multă liniște și mai multă pace interioară. La acest moment puteți de asemenea să vedeți rezultatul efortului depus față de copiii voștri, în educația lor, în creșterea lor. E un moment în care sunteți foarte creativi și e un moment în care e posibil să se termine un capitol în dragoste. Acum, că se termină o relație sau că trece relația la nivelul următor, asta nu pot să vă zic, depinde de situația particulară a fiecăruia dintre voi. După 12 iulie până în ianuarie 2025, nodurile lunare le vedem pe axa Berbec-Balanță. Practic aici, în iulie, începe pentru voi seria eclipselor pe axa public-privat. Și cum se dă start la această perioadă turbulentă, cu aparent haos în acest sector de viață pentru voi? Păi se dă start cu o eclipsă în Berbec, la data de 20 aprilie, o eclipsă cu începuturi karmice predestinate, cu oportunități și ocazii noi, dar atenție și cu testarea voinței și a dorinței voastre de a obține aceste lucruri. Un moment în care se finalizează o etapă și începe alta, în casa voastră, în locuința voastră, în familia voastră, în relația voastră cu femeile din viața voastră, da, cu o mamă, cu o mătușă, cu o bunică sau cu o soră mai mare. Iar a doua eclipsă pe această axă are loc în Balanță, la 14 octombrie, un moment de finaluri karmice predestinate, de eliberare, renunțare și acceptare, un moment în care se închide o ușă și se deschide alta în carieră, mai ales că aici pe fundal vedem și potențialul ca voi să vă descoperiți niște talente native, să accesați niște abilități care până acum nu erau folosite și oarecum puteți să vă folosiți de aceste lucruri în folosul vostru ca să fie să o luați în altă direcție în carieră, fie să vă dezvoltați cariera spectaculos în următoarele 18 luni. Acestea au fost mesajele pentru voi, cel puțin cele rezultate în urma analizei astrologice. Sper că v-a plăcut acest material, e puțin diferit față de cum v-am obișnuit, însă nu vă speriați, nu renunți la tarot. Voi continua etalările optimiste la începutul fiecarei săptămâni, în fiecare luni, la ora 8, le veți găsi pe canalul meu de YouTube. Iar dacă sunteți interesați, pot să pregătesc și câte o etalare de tarot în fiecare lună, dar aș vrea ca aceste etalări să nu fie legate de astrologie, să fie tarot pur 100%, dar sunt curioasă ce părere aveți și voi dacă vă interesează așa ceva. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc un 2023 plin de împliniri, iar dacă aveți întrebări pentru mine, puteți să le lăsați în secțiunea de comentarii. Pa, pa!